14 iunie 2024. Astăzi am venit să văd acest roișor care am scos matca de la el, să văd în ce situație este și să îi las spațiul mai extins, fiindcă el are culegătoare care este obișnuit să vină și pe următorul urdiniș. Deci cum procedez? Aici este locul în care a fost acel nucleu. L-am scos. Albinuța deja știe pe unde să intre. Iată, ea știa că trebuie să intre pe aici, deci pe lângă această diafragmă i-am lăsat eu două bețișoare și albina vine pe urdiniș și știe perfect pe unde să intre. Acum nu mai este cazul că o să îi scoatem acea diafragmă. Îi scot acea diafragmă și o să-i înlocuiesc cu o diafragmă de polistiren, de exemplu. Dar înainte de toate să văd câtă albinuță are și dacă matca este în regulă, în mod normal nu e nicio problemă. Nu este nicio problemă. Mătcuța deja depune ouă, iată-o aici. O matcă. Așa. Tot ce trebuie să fac eu acum este să scot acea diafragmă. Să verific un pic. Vreau și puietul căpăcit. Aici e plin cu puiet larvar. Iată ce frumos se face unificarea cu albina culegătoare, nu mai e nicio problemă, niciun risc. Acesta este puietul acestei regine. Bun. Aici este rezerva cu mâncare. Foarte bine. O aci aici, mătcuța. Bun. Acum mai durează un pic până prinde el putere, dar oricum a luat culegătoarea de la ambistur. Tot ce am de făcut este să îi mai adaug o ramă. Organizez cuibul pe mijloc și aici vom avea un roi frumușel. Îi mai dau o ramă aici. Așa. Perfect. Diafragma. Punem o diafragmă într-o parte.
Așa și mai aduc o diafragmă și pentru partea opusă. Deci iată ce frumos decurge totul. Acum se văd aici dacă un așa. Dacă au loc albinele, să treacă, da, e în regulă. Bun, deci arată foarte, foarte bine. Acum avem un roi format în condiții foarte, foarte bune. Acum ar trebui să verific un pic și pe ceilalți doi, că nu m-am mai uitat de multișor la ei. Să văd care e situația de pe două rame, a mai scăzut albina. Să văd cum arată. Dacă matca e prezentă, să ne putem baza pe o matcă. Da, depune foarte, foarte bine. Încet, încet va trebui să eclozeze albina, deci nu am niciun motiv deocamdată să îi fac ceva. Precum vedeți, acești roișori nu-i tratezi deocamdată. Aici este puietul căpăcit. Singura problemă este că este foarte, foarte puțin albină. Bun. Deci în casc am nevoie undeva de o matcă, o să vin aici. Deci matca a depus un pic mai mult puiete decât ar trebui pentru puterea ei. Lăsăm în pace, nu avem mare lucru de făcut. Decât să știm că avem o matcă. Și încă unul care e în această zonă, să văd dacă ăsta nu cumva e mai bunicel. Arată mai bine, să zic eu. Arată un pic mai bine, foarte mult larvar, totul e în regulă. Undeva la două săptămâni o să eclozeze acea albină.
Să vedem. Aduce păstură, depune ouă, matca este aici. E în regulă. Avem reginele în stare bună. Deci aici mă pot baza de încă două mătcuțe. Deci iată, se formează un roi încet încet, ăsta va fi mai măricel, chiar bun de iernat. Așa. Mergem la următorul, că aici am făcut o unificare. Mai de mult e făcută unificarea, fiindcă nu găsisem matca. Aici, plus că a preluat albina o parte din culegătoare de la un roi, s-ar putea să fie un pic mai înghesuit sau mai mare. Văd unde am făcut unificarea. Mai țin minte. Bun, aici pare în regulă. Construiește foiță. Ia se vede. Sare mult, albină multicică față de primii. Iată ce frumos este ăsta. Are piet căpăcit. Mătcuța e aici, arată foarte, foarte bine. Aici ar trebui adus o ramă cu mâncare. Și aici ouă. Deci aici trebuie menționat că ar fi ideal o ramă cu mâncare. E un roi zdravă. Să trec la următorul, că am impresia că știam că unul n-are mătcuță și l-am unificat, dar nu mai știu exact care este. Cred că este acesta de aici, dar nu sunt sigur. Ia să văd. Da, este acesta. Da, aici nu avea mătcuță și l-am unificat și o parte din albinuță a trecut dincolo. Acum
Dacă arată așa bine, ăsta se îndepărtează, această grilă. Așa. Mai are ceva miere aici, dar prea puțin. Mă uitam acum că au propolizat intrarea. Intră doar o albinuță pe gaura respectivă. Doar o albinuță, așa au propolizat de bine că intră doar o singură albină. Cum procedez? Dau cele două rame. Așa. Această ramă o dau din coace. Polistirenul în ambele capete, să aibă căldură. Așa, și totul este așa cum trebuie. Să iau un băț ca să... se strâng bine această diafragmă. Este prea... prea distanță mare. Bun, îl las așa. Deci iată ce ușor avem încă o mărcuță aici. Închidem, o să dureze o lună de zile până va prinde putere. Tot ce pot eu să mai fac este să mai vin cu o ramă, cu mâncare eventual. Așa, totul este în regulă. Dar am văzut ceva mai interesant aici. Acest nucleu. Și a construit păguraș. S-ar putea să aibă nevoie de o foaie. Acum îl văd eu așa pe el, așa de harnic. Nu-i voi da, fiindcă n-are albina necesară. O să dureze. Dar pare în regulă, matca depune bine. E tot ce contează. Îl lăsăm în pace. Iată ce mult durează ca un roișor să se facă familie. Durează multicel până începe albina să se schimbe. Eu nu aș face roi la ora asta. Fiindcă la sfârșitul august te poți trezi cu de populări.
acești mici roișori au de suferit. Aici e larvar, mai durează 10 zile până eclozează albinuța în care are. Îl lăsăm în pace. Deci cam asta este treaba cu acești mici nuclei. Trebuie să ai răbdare cu ei. Bine, în caz că o să am nevoie de o matcă, vin și iau acea mică colonie cu matcă, cu tot. Și o să o mut unde am nevoie. Până la urmă, ăsta este scopul acestor nuclei, să schimb regina. Roii formați sunt formați în lăzi mari și arată bine, bine. Bun, cam atâta pe ziua de azi, iar să fie ușor să fac unificările. Până data viitoare, numai bine!